suntem într-o oarecare măsură bine informați cu privire la acest subiect. Cu toții știm că sistemul solar cuprinde mai multe planete, iar aceste planete gravitează în jurul Soarelui. Cunoaștem că aceste corpuri celeste maiestoase, 8 planete și un Pluto singuratic, se învârt într-un balet cosmic într-o ordine specifică egală. Dar dacă se întâmplă ceva ciudat cu galaxia noastră și se inversează ordinea sistemului solar, care vor fi consecințele? Despre asta vom vorbi astăzi. Pentru început, avem conturat specificațiile gramaticale ale acestei întrebări particulare. Din întrebarea în sine, dacă am inversat sistemul solar, sună de parcă am putea derula această idee cu o simplă apăsare de buton și planetele din sistemul nostru solar ar începe să orbiteze într-un sens diferit, la fel ca o mașină de spălat la o turație mare. Cu toate că această teorie poate suna ca un lanț de evenimente catastrofale, în realitate nu este chiar atât de grav. De fapt, nu se va întâmpla mai nimic. Dacă am avea la dispoziție un dispozitiv care ar putea să ne teleporteze într-un loc aleatoriu în spațiul sistemului nostru solar și am privit planetele din acea perspectivă, toate lucrurile pe care le cunoaștem ar fi deja inversate. Vedeți voi, nu există noțiunea direcției în spațiu pentru jos, sus, stânga, dreapta. Toate astea pentru că planetele din sistemul nostru solar nu sunt aliniate cu un plan drept al galaxiei. De fapt, direcția în care gravitează planetele în jurul Soarelui este dictată de diferențele mici ale unghiurilor orbitei coordonate la rândul lor de materialele aruncate în spațiul cosmic de la începuturile timpurilor. O mică schimbare în această privință ar putea conduce ipotetic la schimbarea direcției actuale ale orbitei planetelor în jurul Soarelui, dar nu o să putem spune cu exactitate ce se poate întâmpla. Efectele datorate schimbării de direcție a orbitei planetei noastre în jurul Soarelui ar fi cel mult minime. Dar totuși, dacă inversăm rotația Pământului, acest lucru ar avea efecte catastrofale, pentru că spre deosebire de celelalte planete din sistemul nostru solar, Pământul poate susține viața, iar schimbarea rotației sale ar însemna sfârșitul vieții cum o cunoaștem astăzi. Nu vom vorbi prea mult despre acest lucru pentru moment, dar efectele schimbării direcției de rotație a Pământului în jurul Soarelui ar fi inițial cataclismice. În prezent, Pământul se învârte într-o direcție specifică care se numește în termeni moderni mișcare progradă. Teoretic, cealaltă mișcare a planetei noastre, numită și mișcare retrogradă, ar remodela în totalitate Pământul. Deșerturile vaste și sterpe vor acoperi partea sudică a Europei, dune de nisip vor înlocui oazele masive ale pădurii amazoniene din America de Sud. Pe de altă parte, peisajele verzi vor înflori peste tot, din Africa până în Orientul Mijlociu, iar aspectul Pământului se va schimba în totalitate. Evident, acest proces va dura mii de ani, iar civilizația poate că nu ar mai fi martoră a acestor evenimente. Putem continua să preconizăm ce se va întâmpla cu planetele cuprinse în sistemul nostru solar dacă schimbăm orbita acestora. Putem inversa ordinea din sistemul nostru solar și putem privi efectele rearanjării. Planetele sunt într-o ordine specifică dată de toate evenimentele celeste care au avut loc cu trecerea timpului. Giganții gazoși sunt în partea exterioară a sistemului solar cu un motiv specific și anume temperaturile ridicate din apropierea Soarelui nu ar permite acumularea de gaz suficient, acesta fiind aruncat în spațiul cosmic de temperatura uriașă. Prin urmare, avem o ordine naturală a sistemului solar, iar cei care vor să schimbe asta nu vor reuși cu bine. Cu toate cele menționate mai devreme, pare că sistemul nostru solar nu s-ar fi putut forma într-un mod diferit. Să ne imaginăm că am putea teleporta planetele din sistem cu ajutorul unor dispozitive și am schimba ordinea acestora. Ordinea naturală a planetelor din sistemul nostru solar este Mercur, Venus, Pământ, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun, să spunem și Pluto. Haideți să schimbăm asta, să spunem că le așezăm altfel, de la cea mai apropiată la cea mai îndepărtată față de Soare. Acum avem Pluto, Neptun, Uranus, Saturn, Jupiter, Marte, Pământ, Venus și Mercur. Fiți pregătiți pentru că această simulare este pe cale să se transforme într-o catastrofă de proporții. Primul din lista noastră este Pluto. Reașezarea sa în sistemul nostru solar ar duce la dispariția planetei. Din păcate, Pluto va fi înghițit de Soare datorită gravitației uriașe pe care o va exercita asupra planetei. Această planetă va dispărea imediat cu apropierea sa de Soare.
Mai rămân 8 planete. Problema este că următoarele planete din ordinea stabilită de noi, Neptun, Uranus și Saturn, vor avea aproximativ aceeași soartă. Diferența va fi că aceste planete nu vor dispărea instantaneu de la apropierea lor de Soare, cum s-ar întâmpla în cazul lui Pluto. Cu toate că ar dura probabil câteva luni sau poate chiar un an întreg, viteza orbitală a acestor planete ar fi în cele din urmă atrasă în interiorul Soarelui și distruse la fel ca Pluto. Există totuși o mică șansă ca Saturn să poată supraviețui dacă reușește să își mărească viteza orbitală înainte de a fi înghițită de Soare. Astfel, Saturn ar fi prima planetă care ar supraviețui schimbărilor de ordine ale planetelor din sistemul nostru solar. Următoarea pe listă este Jupiter, planeta din mijloc și singura care nu va fi foarte diferită față de până acum, odată cu schimbarea poziției sale în sistemul solar. Asta pentru că, de fapt, Jupiter nu schimbă de fapt nicio poziție, iar rămâne practic cam în același loc. Toți asteroizii de care ne apără în prezent vor rămâne în câmpul său gravitațional, deci Jupiter își va face treaba în continuare cu succes. Totuși, pentru următoarele 4 planete, Marte, Pământ, Venus și Mercur, lucrurile sunt foarte brutale. În cea mai mare parte, viteza orbitală a planetelor Pământ, Venus și Mercur le-ar catapulta în afara gravitației Soarelui. Asta ar face ca aceste planete să plutească fără nicio destinație în vastul spațiu cosmic. Temperaturile de pe Pământ ar fi de aproximativ -200 de grade Celsius și asta ne-ar îngheța instantaneu. Pentru planeta Marte, totuși, este o mică șansă ca aceasta să scape de gravitația lui Jupiter și să rămână în propria sa orbită cu o perspectivă diferită asupra stabilității sale. Anomaliile gravitaționale de pe Jupiter și a sateliților săi ar putea avea efecte foarte palpitante sau distrugătoare asupra lui Marte. Dacă inversăm ordinea sistemului solar, fiecare planetă va fi vaporizată sau pierdută în spațiul cosmic, excepție făcând doar Saturn și Jupiter, poate și Marte, dacă este norocoasă. Așadar, dacă vedeți vreun imperiu extraterestru malefic cu dispozitive de teleportare îndreptate către sistemul nostru solar, încercați să ajungeți pe Marte cât mai repede, chiar dacă posibilitățile de supraviețuire sunt foarte mici spre inexistente. Voi ce părere aveți despre schimbarea ordinii planetelor din sistemul nostru solar? Sunteți de acord cu afirmațiile și teoriile făcute? Dacă aveți ceva de adăugat, puteți răspunde în secțiunea de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut, nu ezita să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo. O zi superbă vă doresc tuturor!